clasificați prin ordinul numărul 538, emis la data de 16 octombrie 2020, prefectul județului Hunedoara convoacă consilierii locali aleși și validați de către judecătoria Petroșani la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în data de 19 octombrie 2020, ora 14:30. La ședință sunt prezenți următorii consilieri: Alstan Ileana, Anghel Dănuț, Bartu Pompiliu, Bărcină Dorina, Coltescu Silviu Aurelian, prezent. Constantin Claudia Simona, prezent. Fesner Ștefan Florin, prezent. Ise Marian Laurențiu, Ile Gheorghe, prezent. Marinescu Dan Constantin, prezent. Mihnea Romeo Horațiu, prezent. Pătrașcu Daniela, prezent. Petculescu Petru Dan, prezent. Sireteanu Hertuc Adrian, prezent. Sogaș Marvine, Tătarul Liviu Constantin, prezent. Vrabie Florin Petrișor, prezent. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, onorată asistență, în calitate de subprefect al județului Hunedoara, al instituției prefectului, declar deschisă ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Vulcan, ales la data de 27 septembrie 2020. Pentru început, vă rog să-mi îngăduiți să transmit un călduros salut și să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în aceste funcții de răspundere și mare demnitate. La alegerile locale pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020, în municipiul Vulcan au fost aleși număr de 19 consilieri, fiind validați 17. Ca urmare, toți consilierii validați sunt prezenți în sală. Sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 116, aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, modificările și completările ulterioare, respectiv prin încheierea civilă 19422/CC/14/10/2020 a judecătorii Petroșani. Au fost validați astfel un număr de 17 mandate de consilier, mai mare decât primul număr strict, natural mai mare decât jumătate din membrii Consiliului Local, stabilit potrivit articolului 112 din același buget, numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. La ceremonie participă în calitate de invitat domnul Merișanu Cristian Mion, primarul ales la data de 27 septembrie 2020, precum și alți invitați. Și conform hotărârii de guvern 856/2020, trebuie să fim maxim 25 de persoane înăuntru acestei sări. Scopul ședinței este constituirea Consiliului Local al municipiului Vulcan, urmarea alegerii autorităților publice locale din 27.9.2020. Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile articolului 164.4 din 957/2019, cu modificările și completările ulterioare, vor fi conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri ale căror mandat au fost validat. Astfel, prin datele puse la dispoziție de domnul secretar Velea, cel mai în vârstă consilier este domnul Petrulescu Petre Dan, născut la 7.6.1950, iar cei mai tineri consilieri sunt doamna Pătrașcu Daniela și domnul Coltescu Silviu Aurelian, care sunt invitați să preia conducerea ședinței. Vă mulțumesc! Bună ziua, bine ați venit și să începem ordinea de zi. Rog secretarul general al municipiului Vulcan să prezinte încheierea pronunțată de judecătoria Petroșani, prin care sunt validate mandatele consilierilor aleși. Da, mulțumesc, domnule președinte.
Deci încheierea civilă numărul 4992 pe CC 2020, ședință Camera de Consiliu din 14.10.2020. Președinte Murar Alina, grefier Surulescu Aurelia. Pe rol se află soluționarea cazului civile privind pe petentul birou electoral de circunscripție numărul 7 Vulcan, având ca obiect validare mandat consilier. Procedura este legală îndeplinită fără citirea petentului. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a vederat instanței că prin registratura instanței s-au depus, în vederea validării mandatelor de consilier local, situația politică a consilierilor declarat aleși, conform rubricii litera H din procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor pentru Consiliul Local al Municipiului Vulcan, întocmită birou electoral de circumscripție numărul 7, județul Hunedoara, la data de 27 septembrie 2020. Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți, pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform articolul 42 aliniatul 2 din legea 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale cu ocazia alegerii Autorității Administrației Publice Locale din 27 septembrie 2020. Adresa numărul 32.234 din 13 octombrie 2020 a primăriei municipiului Vulcan, după care, procedând la verificarea competenței conform articolul 131 cod procedură civilă, reține competența generală, materială și teritorială a judecătoriei Petroșani, având în vedere prevederile articolului 94 cod procedură civilă și articolul 149 din ordonanța Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. În temeiul prevederilor articolul 258 cod procedură civilă, instanța încuvițează în proba constrisului de la dosarul cauzei. Instanța constată în temeiul articolului 244 cod procedură civilă terminarea cercetării judecătorești, iar în temeiul articolului 389 și următorul din același act normativ consideră lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei și reține cererea în pronunțare. Instanța deliberând asupra cererii de față constată prin cererea registrată pe rolul judecătoriei Petroșani la data de 30 septembrie 2020, în dosarul numărul 7118/278/2020, biroul electoral de circumscripție numărul 7 Vulcan a înaintat instanței de judecată spre validare mandatele de consilier pentru Consiliul Local al Municipiului Vulcan, județul Hunedoara. În susținere s-au depus proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. La data de 13 octombrie s-a depus la dosar de către Primăria Municipiului Vulcan documente doveditoare pentru îndeplinirea condițiilor prevederilor de la articolul 114 aliniatul 2 din OUG 57/2019 în vederea validării mandatelor consilierilor locali declarat aleși. Cu anexă, cărți de identitate, certificate de cazier judiciar, liste de candidați, rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor ca urmare a campaniei electorale desfășurate de partidele politice. Cerere de renunțare la mandatul de consilier local al numitului Verușanu Cristian Ion și de acceptarea mandatului de primar. Se propune validarea mandatelor de consilier local al domnului Angel Dănuș și doamnei Constantin Claudia Simona, deoarece la acest moment nu există hotărâre definitivă a forului competent al partidului politic, privind excluderea celor doi aleși locali din rândul membrilor Partidului Național Liberal. S-au atașat adresele de înaintare către secretarul municipiului Vulcan sub numărul 32.226 pe 13 octombrie 2020 și numărul 32.227 din 13 octombrie 2020, depuse de către domnul Angel Dănuș și doamna Constantin Claudia Simona, respectiv dovada comunicării deciziei de excludere din PNL și extras din statutul PNL. La data de 14 octombrie 2020, prin serviciul registratură, domnul Angel Dănuș și doamna Constantin Claudia Simona au depus la dosar precizări cu privire la comunicarea deciziei numărul 18 din data de 9 octombrie 2000 a biroului politic județean a PNL Hunedoara, prin care au fost excluși din partid, solicitând validarea mandatelor de consilier local, având în vedere dispoziția articolului 29 aliniat 2 din statutul PNL-ului.
Partidului Național Liberal, concluzând că sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive. Examinând cererea depusă judecății, prin prisma scrisurilor depuse la dosar și a dispozițiilor legale aplicabile prevederilor prevăzute în articolul 114 din OG 57/2019, privind codul administrativ, instanța constată că în urma alegerilor care au avut loc la data de 27 septembrie 2020, în municipiul Vulcan, următorii candidați, Vardu Pompiliu, Ile Gheorghe, Petrulescu Petre Dan, Alstavi Ileana, Socaș Malvine, Vrabie Florin Petrișor, Hisem Adrian Laurențu, Merișanu Cristian Ion, Fesner Ștefan Florin, Băcilă Dorina, Coltescu Silviu Aurelian, Bălțatu George, Marinescu Dan Constantin, Miclea Romeo Horaciu, Siriteanu Hertug Adrian, Tătaru Liviu Constantin, Pătrașcu Daniela, Angel Dănuț și Constantin Claudia Simona au obținut mandate de consilier local, astfel cum reiese din procesul verbal privind centralizarea voturilor. În cauză, instanța constată că numiții Merișanu Cristian Ion și Bălțatu George nu îndeplinesc condițiile cumulative prevăzute la dispoziții legale menționate anterior, întrucât au renunțat la mandatul obținut în urma alegerilor locale, condițiile articolului 115 din nou G numărul 57/2019, conform în scrisurile depuse la dosarul cauzei. Având în vedere neîndeplinirea condiției impuse de articolul 114 alineatul 2, litera E din nou G numărul 57/2019, instanța va invalida alegerea domnilor Merișanu, Cristian Ion și Bălțatu George în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. În ceea ce privește pe domnul P. Vardu Pompiliu, Ulea Gheorghe, Petrulescu Petre Dan, Altan Ileana, Socaș Malvine, Vrabie Florin Petrișor, Isem Marian Laurențu, Pesner Ștefan Florin, Băncilă Dorina, Coltescu Silvia Aurelian, Marinescu Dan Constantin, Micla Romeo Horatiu, Siriteanu Hertu Gardian, Tătaru Liviu Constantin, Pătrașcu Daniela, Angel Dănuț și Constantin Claudia Simona, aceștia îndeplinesc condițiile prevăzute de dispoziții legale menționate anterior, întrucât au făcut dovada de ținere domiciliu pe raza municipiului Vulcan, nu și-au pierdut drepturile electorale, conform cazierelor anexate, au făcut dovada calității de membru al partidului politic de pe lista căruia au fost ales, au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, nu au renunțat la mandat în condițiile articolului 115 din nou G 57/2019, și au făcut dovada că nu au fost aleși prin fraudă electorală. Cu privire la domnul Angel Dănuș și doamna Constantin Claudia, instanța reține dispozițiile articolului 114 alineatul 2 litera A până la litera E și ale articolului 115 alineatul 2 din 957/2019 privind codul administrativ coroborat cu dispozițiile articolului 29 alineatul 2 din statutul Partidului Național Liberal, respectiv că decizia 18 din 9 octombrie 2020 a biroului politic județean al Partidului Național Liberal Hunedoara nu este definitivă. Pentru aceste considerente, văzând și dispozițiile articolului 114 din nou G 57/2019, instanța urmează să admită cererea formulată și să dispună validarea alegerii în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, a următorilor candidați. Barbu Pompiliu, Ile Gheorghe, Petrulescu Petre Dan, Alstan Ileana, Socaș Malvine, Vrabie Florin Petrișor, Hisem Adrian Laurențu, Fesner Ștefan Florin, Băncilă Dorina, Coltescu Silviu Aurelian, Marinescu Dan Constantin, Miclea Romeo Horaciu, Siriteanu Hertug Adrian, Tătaru Liviu Constantin, Pătrașcu Daniela, Angel Dănuț și Constantin Claudia Simona. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune. Admite sesizarea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție numărul 7, Vulcan, județul Hunedoara, invalidează alegerea domnului Merișanu Cristian Ion, membru al Partidului Pro-România, în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Invalidează alegerea domnului Bolțatu George, membru al Partidului Pro-România, în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Vardu Pompiliu, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Ile Gheorghe, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Petrulescu Petre Dan, membru al Partidului Social Democrat, în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara.
validează alegerea doamnei Alstani Ileana, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea doamnei Socaș Malbine, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Vrabie Florin Petrișor, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Hristă Matean Laurențiu, membru al Partidului Social Democrat în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Fesner Ștefan Florin, membru al Partidului Pro România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea doamnei Băncilă Dorina, membru al Partidului Pro România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Coltescu Silviu Aurelian, membru al Partidului Pro România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Marinescu Dan Constantin, membru Uniunea Salvați România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Mihnea Romeo Horațiu, membru Partidului Uniunea Salvați România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Sireteanu Hertu Cardean, membru Uniunea Salvați România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Vrădoara. Validează alegerea domnului Tătaru Liviu Constantin, membru în Uniunea Salvați România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea doamnei Pătrașcu Daniela, membru Uniunea Salvați România în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Anghel Dănuț, membru al Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Validează alegerea doamnei Constantin Claudia Simona, membru al Partidului Național Liberal în funcția de consilier local al municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Comunică prezenta hotărâre prefectului județului Hunedoara, secretarului general al primăriei municipiului Vulcan și domnilor Merișanu Cristian Ion Bălzatul George, cu drept de apel 3 zile de la comunicare, pronunțată în ședință azi 14.10.2020 și pusă la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Semnat Murar Alina, președinte, și de fier surele sunt Aurelie. Mulțumesc. În continuare, dau citire proiectului ordine de zi. Punctul de punere a jurământului de către președinte declarația greși, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Petroșani. Punctul 2. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Vulcan. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Votat în unanimitate de voturi. Începem cu punctul. Depunerea jurământului de către consiliere declarația greș, ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Petroșani. O să dau citire la ordine alfabetică. Astane Ileacă. Și-a trebuit să intre pe clasă.
Daniel Dănuț. Pregătește parcul copii. Jurământ. Subsemnatul Daniel Dănuț, consilier al municipiului Burcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederea articolului 117 din ordonanța de urgență numărul 37/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Știu să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor din municipiul Burcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Barbu Pompili se pregătește la cină 2 ani. Subsemnatul Barbu Pompili, consilier al municipiului Burcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Burcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vancila Doina. Urmează Contescu Silviu Aurelian. Subsemnată Vancila Doina, consilieră al municipiului Burcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Burcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cortescu Silviu Aurelian. Se pregătește Constantin Claudia Simona. Subsemnat Cortescu Silviu Aurelian, consilier al municipiului Burcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Burcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Constantin Claudia Simona se pregătește pesne Ștefan Doi. Subsemnata Constantin Claudia Simona, consilier al municipiului Burcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Burcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Peste Ștefan Ploie. Se pregătește domnul Vise, Adrian Laurențiu.
Subsemnatul Feznă Ștefan Florin, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Chisem, să pregătește domnul Iisus Chisine. Subsemnatul Chisem Adrian Aurescu, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ilie Gheorghe, să pregătește Marinescu, Dant Constantin. Bună, subsemnatul Ilie Gheorghe, consilier al municipiului Vulcan, pentru Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG 57/2019, privind codul administrativ și modificările completării ulterioare, se pun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Marinescu Dan Constantin, să pregătește domnul Miclea Romeo Horace. Jurământ. Subsemnatul Marinescu Dan Constantin, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Miclea Romeo Horațiu, se pregătește doamna Cutrașcu Daniela. Subsemnatul Miclea Romeo Horațiu, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Pătrașcu Daniela. Subsemnata Pătrașcu Daniela, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună
semnat Petrescu Peter Dan, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajută Dumnezeu. Subsemnatul Siriteanu Herțu Gazean, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul rământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Socaci, mai bine. Se pregătește domnul Tatarului Constantin. Supremata Socaci, mai bine. Consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul rământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor și municipiului Vulcan. Așa să ne ajută. Domnul Tătargu, Vigă Constantin. Urmează domnul Vrabie, Florin Petrișor. Subsemnatul notarul Vigă Constantin, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 de 2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, se pun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Și eu să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Vrabie, Florin Petrișor. Jurământ. Semnat Dragă Florin Petrișor, consilier al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vulcan. Așa să mai ajute Bunul Dumnezeu. Primarul municipiului Vulcan, domnul Mereșanu Cristian Ion, a fost validat de către judecătoria Petroșani prin încheierea cerului numărul 4991 CC pe 2020. Invit de domnul Cortescu, simplu, să dea citire încheierii civile. Vă mulțumesc.
Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Petroșan la data de 30.09.2020 sub numărul 7117/278/2020, Biroul Circumscripția Electorală numărul 7 Vulcan a înaintat instanței de judecată spre validare mandatul de primar al primăriei municipiului Vulcan. În susținere s-au depus proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Ulterior s-a depus înregistrării la Autoritatea Electorală Permanentă Biroul Județean Hunedoara a raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale. Examinând cererea dedusă judecății prin prisma înscrisurilor depuse la dosar și a dispozițiilor legale aplicabile prevăzute de OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, instanța constată că în urma alegerilor care au avut loc la data de 27 septembrie 2020 în municipiul Vulcan, candidatul Partidului Pro-România, domnul Merișanu Cristian Ion, a obținut un număr de 2.189 de voturi din numărul total de 8.181 voturi valabile exprimate. Astfel cum reiese din procesul verbal privind centralizarea voturilor atașat la dosar, constatarea rezultatului alegerilor și certificatul doveditor al alegerilor domnului Merișanu Cristian Ion în funcția de primar al municipiului Vulcan. Acte întocmite de către Biroul Electoral de Circumscripție numărul 7 Vulcan, județul Hunedoara. Potrivit dispozițiilor articolului 149 alineatul 1 din OUG 57/2019, primarului declarat ales validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegerile. Validarea se realizează la judecătorie după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Prin încheiere pronunțată în Camera de Consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, aliniatul 2 al acelui articol prevede că invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acesteia s-a făcut prin fraudă electorală. În conformitate cu dispozițiile articolului 101 aliniatul 1 din legea 115/2015, pentru funcția de primar, centralizarea voturilor se face de Biroul Electoral de Circumscripție, iar potrivit aliniatului al doilea al aceluiași articol, este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. În cauză, instanța constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile legale menționate anterior, întrucât după centralizarea voturilor de către Biroul Electoral de Circumscripție, s-a stabilit că domnul Merișanu Cristian Ion, candidat din partea Partidului Pro-România, la alegerile locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020 în municipiul Vulcan, a obținut un număr de 2.189 voturi din numărul total de 8.181 voturi valabile exprimate. Fiind respectată condiția instituită de articolul 101, alineatul 2 din legea 115/2015. Și nu există dovezi că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Totodată, instanța reține că domnul Merișanu Cristian Ion, candidat din partea Partidului Pro-România, a depus la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale. Fiind astfel îndeplinită și condiția prevăzută de articolul 47 aliniatul 1 din legea numărul 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Pentru aceste considerente, văzând și dispozițiile articolului
149 alineatul 1 din OUG numărul 57/2019, instanța urmează să admită cererea formulată și să dispună validarea alegerii în funcția de primar al municipiului Vulcan, județul Hunedoara, a domnului Merișan Cristian Ion, candidat din partea Partidului Pro-România, la alegerile locale care au avut loc la data de 27 septembrie 2020. Conform rezultatului alegerilor din data de 27 septembrie 2020, iar prezenta se va prezenta în ședința Consiliului Local al Municipiului Vulcan, județul Hunedoara. Vă mulțumesc. Încă domnul Merișan Cristian se depune și în calitate de primar al Municipiului Vulcan. Președinte, domnule subprefect, doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi, în numele Consiliului Local, să mânesc cerea de aur a primăriei municipiului Vulcan, domnului primar Cristian Merișan, coleg care am mai dat. Această cheie de aur a fost aprobată în Consiliul Local în 2004, când a început construcția acestei primării. Primăria s-a finalizat în 2008, în 24 februarie, când am și funcționat aici, în această clădire. Până în acel moment, Consiliul Local și Primăria nu a avut o construcție a lor proprie. Din acel moment, Consiliul Local și Primăria are construcția ei. Îmânesc cheia de aur domnului primar și urez succes în activitate și să o păstreze cu cinste, cu onoare, așa cum este drapelul pe această plachetă. Mulțumesc. Și de acest moment eu am încheiat activitatea de primar. Vă mulțumesc frumos. Dintre consilierii aleși, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Atunci, iau cuvântul domnului... domnul consilier colegial. Domnule subprefect, domnule președinte, domnilor și domnilor consilieri, cred că deschid eu acest cuvânt și să spun că în activitatea administrației publice locale, domnul primar Merișanu nu este nou. Nu este
este pregătit și cunoaște toate regulile în administrație. Din acest punct de vedere, Partidul Social Democrat îi acordă toată încrederea în această activitate și sprijin în toate hotărârile care vor veni pentru bunăstarea comunității noastre a municipiului Vulcan, pentru creșterea nivelului de trai, a ordinii disciplinii în oraș, a curățeniei și înfrumusețarea orașului. Este un băiat tânăr, cu perspectivă, trebuie să dăm încredere, trebuie să-l sprijinim noi consilierii, că de-aia suntem consilieri, să sprijinim administrația publică locală. Atribuțiunea noastră nu este de a ne implica în realizarea unor lucrări, ci de a sprijini prin proiecte, prin idei, în fața primăriei și să venim să-l sprijinim ca el să pună în aplicare hotărârile Consiliului Local. Am încredere în domnul Merșanu, îl cunosc foarte bine, știu și părțile bune și părțile rele și toate lucrurile cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, dar trebuie să lucrăm în așa fel încât ca lucrurile trebuie să meargă bine pentru comunitate. Noi astăzi toți am depus un jurământ și am spus așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte de fiecare dată când vom avea ceva probleme, să zicem, Doamne, ajută-ne să facem bine. Haideți să încercăm cu toții, indiferent de natura politică, în Consiliul Local, noi nu am făcut politică. Și vă spun cu mâna pe inimă. Și facem aici legi, hotărâri și administrație. Așa că cer tuturor consilierilor din prima ședință a Consiliului Local, când domnul primar va veni în fața noastră, să ne prezinte hotărâri, să-l încurajăm, să vină cu sufletul deschis în fața noastră, ca să putem da, într-adevăr, comunității noastre rezultatele acestor alegeri. Acest lucru este foarte important pentru noi toți. Încă o dată, domnule primar, vă doresc succes și încredere să aveți în ceea ce desfaceți. Vă mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnule subprefect, stimați consilieri, invitați, presa, dați-mi voi în primul rând să mulțumesc domnului fost primar al municipiului Vulcan, domnul Gheorghe Ile, pentru cheia pe care mi-a amânat-o și pe care cu cinste o voi ține mulți ani de acum înainte. Vreau să-i mulțumesc domnului primar, să-l felicit pentru întreaga activitate pe care a avut-o 16 ani
este totuși o activitate, este viața unui om. Și-a dedicat-o administrației locale, așa cum spunea și dumnealui, cu bune, cu rele. Sunt sigur că în viitor vor rămâne doar lucrurile bune după fiecare. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, care au avut încredere în consilierii pe care i-au trimis aici, în Consiliul Local. Și vreau să vă spun, am mai avut o întâlnire, dar o să mă repet acum, vă chem pe toți alături de mine, indiferent de culoarea politică, ar trebui ca încă de a doua zi, după ce s-au terminat alegerile, să renunțăm la această politică pe care o facem în oraș, acasă, peste tot, să venim aici în Consiliul Local, să reprezentăm fiecare cetățenii care ne-au trimis aici, în acest Consiliu, să facem treabă pentru Vulcan. Vă chem încă o dată într-o alianță pentru Vulcan. O alianță nu așa cum a fost interpretată, că vom face alianță, vom semna hârtii și toată lumea face ceea ce primarul. Nu! Vă chem într-o alianță pentru municipiul Vulcan, pe toți. Să fiți alături de mine, sunteți foarte mulți tineri, avem și persoane mai în vârstă de la care o să luăm experiența și tot ceea ce este bun. Haideți cu proiectele care le-ați promis cetățenilor în campania electorală, pentru că ei așteaptă să le punem în aplicare. Nu așteaptă să ne certăm, nu așteaptă să venim aici să facem circ. Vulcanul cred că a avut destul circ în ultimii ani. Haideți să dăm dovadă că suntem oameni maturi, să dăm dovadă că știm de ce am fost trimiși aici, să facem lucruri bune pentru cetățenii municipiului Vulcan. Nu o să mă lungesc, este un eveniment festiv astăzi. Vreau să vă felicit pe fiecare în parte și vreau să vă spun că ușa mea va rămâne la fel de deschisă cum a fost ca viceprimar, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cetățenii municipiului Vulcan. Așteptăm idei și de la cetățenii din Vulcan, așteptăm consultări și vreau să vă spun că vom face ceea ce aceștia își doresc. Vom consulta oamenii și dacă ei vor veni cu idei bune, le vom pune în aplicare. Nu trebuie să facem numai ce dorim noi, doar pentru că noi suntem acum pe niște scaune. Trebuie să facem ceea ce își doresc oamenii. Și vreau să vă spun că avem multe idei, încă de mâine o să începem să punem în practică, dar ca să știe toată lumea, deja ne confruntăm cu o mare problemă, și anume problema gunoaielor, pentru că avem amenințarea că de joi nu va mai se vor mai strânge gunoaiele în Vulcan. Deci iată că nici nu începem bine și deja o primă problemă pe care va trebui să o gestionăm noi, administrația municipiului Vulcan. Așa cum spunea și domnul subprefect, sunt aceste probleme generate de COVID la nivelul școlilor din Vulcan. O să am o întâlnire cel mai scurt timp cu toți directorii din Vulcan, directorii școlilor, să vedem care este situația la ora aceasta, să vedem ce nevoie au, cu ce putem să-i ajutăm și cred că veți fi cu toții alături de mine să ajutăm copiii din Vulcan, să ajutăm școlile, mai apoi spitalul dacă are nevoie și tot ceea ce trebuie pentru ca lucrurile să meargă bine în municipiul Vulcan. Vă mulțumesc tuturor și sunt convins că o să facem echipă bună și vom face din Vulcan să înflorească, să fie un municipiu de care să fim mândri cu toții. Vă mulțumesc!